Încercăm să aflăm în această seară de la președintele PSD, Marcel Ciolacu. Bună seara, domnul președinte! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și bună seara și telespectatorilor și invitațiilor dumneavoastră. Ați plecat după banii pe care noi aduce Ghinea? Nu e vorba de banii de granturi. Este vorba de ce facem cu împrumuturile. Până în acest moment au împrumutat într-un an și jumătate toată această guvernare PNL, mai nou și PNL și plus și cu toții grămadă acolo, toți pierzători, au împrumutat 50 de miliarde de euro. Dacă vor mai împrumuta încă 15 miliarde cu PNRR-ul, datoria țării, datoria externă a României, a noastră a tuturor. În momentul acesta, noi ne situăm la o... împrumutăm cam 2500 de euro pe secundă. Va depăși nivelul de 55% până în luna septembrie. La nivelul de 55% spuneați, domnule Ciolacu, că se blochează absolut orice creștere, fie ea și actualizare cu rata inflației? Nu mai există. Nu mai există absolut nimic. Totul se îngheață. Și salarii atât la privat, cât și la sistemul public. Este o lege, este legea 69, este explicită din 2010, care spune acest lucru. Deci nu, România nu mai are scăpare în acest moment. Noi trăim într-o guvernare de austeritate și o guvernare a scumpirilor. Pentru că știm cu toții că prețul energiei electrice s-a majorat în acest moment cu până la 13%. Aceste, știți foarte bine că s-a ajuns la 6 lei la carburanți. Aceste lucruri vor duce la o scumpire în lanț, în primul și în primul rând a produselor alimentare. Domnul președinte, în actualul context în care gradul de îndatorare practic ne va aduce în situația de a bloca absolut orice înseamnă creștere, există vreo soluție? Nu știu, poate nu mai luăm banii ăia împrumut de la Uniunea Europeană, habar n-am. În primul și în primul rând ar trebui să ne explice ce au făcut cu 50 de miliarde de euro. Ați văzut dumneavoastră vreun spital, vreun lot de autostradă nou, vreun sistem de irigații, un sistem, un proiect de infrastructură din acești 50 de miliarde. Adică nu poți să împrumuți numai pe consum. În acest moment, ei au un deficit de cont curent și împrumută acești bani numai și numai ca să-și acopere neputința de colectare la bugetul de stat. Deci unde... Nu poți, o economie nu funcționează numai ca să împrumuți, să acoperi cheltuielile bugetare. Au vorbit că, domne, PSD-ul a angajat nu știu câți oameni la buget. I-au angajat încă peste cât a fost angajat la PNRR. Au vorbit de reforme. În PNRR au vorbit de reforme, ele sunt total criticate de comisarii europeni și le întorc toate hârtiile în cap. Unde vor să trimite această țară? Aici este marea întrebare. Domnule președinte, vorbeați... Noi nu avem nicio investiție majoră în derulare de un an și jumătate. Vreau să vă... Au blocat toate investițiile locale prin PNRR, prin PNDL. Deci au trimis hârtii la toți primarii. De singurul program care a funcționat pentru o dezvoltare rurală, au trimis hârtii că nu mai au bani la... Nu s-a întâmplat niciodată de când acest program a fost lansat. Cu adevărat de către Partidul Social Democrat. Domnule președinte, vorbeați în precedenta noastră intervenție despre o serie de observații extrem de critice ale Comisiei Europene cu privire la modul în care a fost alcătuit PNRR-ul ăsta și cu asupra de atenție în legătură cu faimoasa agenție a investițiilor în sănătate. Spuneați că domnul Câțu n-ar fi primit documentul pentru că l-ar fi secretizat domnul Ghinea tocmai ca să nu se dea publicității. Nu. Domnul Câțu a primit acest document. A primit și documentul.
Dar cum să nu? A primit-o la doamna ambasador Odobescu. Deci lucrurile sunt... Sistemul funcționează doar într-un singur fel. A primit și domnul Cățu, aceste documente au primit și la Ministerul Fondurilor Europene. Cu adevărat, domnul Ghinea a solicitat să fie secretizat acest document. Și l-a închis în fișet. Și noi nu putem afla trebuie sub nicio formă observațiile Comisiei Europene? El vorbește, aceste documente ne angrenează România și românii la anumite lucruri. Nu poți să ții secret un document venit de la Comisia Europeană care spune cum trebuie să faci. Domnule președinte. Nu vorbea Ghinea, ăla Barna, celebrul ăla Cioloș. Nu vorbeau cu toții de transparență. Domne, trebuie să știm, românii trebuie să fie informați de ce se întâmplă. În momentul acesta ei orice hârtie care îi critică, fiindcă sunt incompetenți, ei o secretizează și o bagă în fișet. Domnule președinte, vă întrerup un pic. Domnul Cîțu ar trebui să lase campania internă, bătălia lor internă și să iasă la televizor și să le spună românilor ce se întâmplă cu viitorul lor, cu reformele propuse de către ei și așa mai departe. Domnule președinte, vă întrerup un pic pentru că, fix în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, am primit documentul și dovada supremă al faptului că domnul Cîțu minte, nu ar fi o noutate. Domnul Cîțu a dezmințit public, chiar foarte nervos, că guvernul după care conduce domnia s-ar fi oprit finanțarea PNDL-ului despre care vorbeați și dumneavoastră, domnule președinte. Nu știu dacă aveți acces la un ecran de televizor, dar o să vă citesc. Am acces, dar am acces. Am documentul trimis de ministrul dezvoltării. Cred că vorbim de același document. Bani, nu mai există buget, nu mai există sume bugetate în bugetul de stat ca să continue lucrările la PND. Dar nu am primit eu, Varcențul Acu, că eu nu sunt autoritate locală. Am primit eu documentul, toate, domnule președinte. Toți primarii, indiferent de culoare politică. Da, adresat către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Locală, o să rog pe colegii mei să dea din nou documentul cu antetul Ministerului Dezvoltării, domnilor și domnilor, stimate beneficiari, în aplicarea prevederilor pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, vă comunicăm faptul că Ministerul Dezvoltării a epuizat creditele bugetare alocate Programului Național de Dezvoltare Locală pentru anul în curs. Suntem în Sfânta Luna lui Iulie. De asemenea, vă aducem la cunoștință că potrivit legii aveți posibilitatea să decontați bunurile achiziționate, serviciile, lucrările executate din surse proprii sau din alte surse legal constituite sau să asistați lucrările în vederea înregistrării de arierate. Domnul președinte, păi, dacă unul a făcut jumătate pod sau jumătate stradă sau jumătate aducțiune de apă, orice vreți dumneavoastră, ăla lasă să vie aia să fure tot ce mai pe acolo? Domnule, vă repet, nu s-a întâmplat niciodată în România să nu bugetezi până la rectificarea bugetară acest program în derulare cu contracte ferme făcute de către statul român. Ministrul Dezvoltării nu avea ce face. Trebuia să trimită această adresă ca să fie acoperit juridic. Păi, stați un pic, dar o soluție, pentru că domnul se ocupă cu dezvoltarea, nu cu oprirea dezvoltării, conform fișei postului. O soluție pentru toate comunitățile la care faceți noastră referire, că sunt ele roșii, albastru, galbene sau cum vreți dumneavoastră, există? Trebuia să umble la creditele angajament și să nu blocheze tot sistemul. În fiecare an s-au găsit soluții. Mai puțin în anul dezvoltării României, cum îi spune domnul Cîțu. Domn președinte, cu agenția din sănătate care a urmat să toace 2 miliarde de euro, să mai aude ceva? Nu vreți să-l sunați pe domnul Cîțu, dacă nu aveți numărul de telefon, vi-l trimit eu. Sunteți foarte drăguți, dar nu e foarte comunicativ. Să-l întrebați ce hârtie a primit de la comisie în ceea ce privește această agenție. Că este cea mai mare aberație cu care a putut să vină domnul Cioloș cu domnul Barna și cu domnul Ghinea. Dar știe foarte bine primul ministru acest lucru, că această agenție, de fapt, blochează
toate investițiile din sistemul de sănătate. Și cu toate astea ea se va face? Eu nu cred acest lucru. Nu pot. Categoric, Comisia Europeană nu va accepta crearea unei astfel de agenții. Ce au trecut ei în programele lor de guvernare care le confundă cu programele electorale? Ați mai auzit-o pe doamna de la Ministerul Muncii? Mai vorbește ea de pensii când știe că au depășit pragul de 50% și conform legii în acest moment sunt blocate toate cheltuielile bugetare? Păi da. Toate aceste minciuni o să vi se întoarcă în cap. Au mințit pe români cu ceea ce fac și veți vedea că toate aceste lucruri se vor întoarce împotriva lor. Păi, domnul președinte, aici avem, hai să spunem, două școli de gândire care se bat cap în cap. Pe de o parte am ajuns la un grad de îndatorare care, legal, că de-aia vorbim, nu ne mai permite să majorăm nimic, dar pe de altă parte, premierul, în exercițiu, ne anunță că avem un nivel de trai absolut amețitor, că mâncăm din ce în ce mai ieftin și mai mult și râgâim ca porcii de fericire după aia. Nu se pupă, iertați-mă. Dar nu vrei să-l invităm pe domnul Câțu și pe tot guvernul să meargă într-o piață, în piața Obor, să vadă cât de bine sunt primiți și ce îi întreabă oamenii și să se uite totuși la prețuri, să nu trimeată anumite slugi să le facă cumpărăturile de roșii și castraveți, să vadă și ei care sunt prețurile adevărate. Ați mai văzut vreun guvernant mergând la vreun meci de fotbal sau la o cumpărătură în vreo piață publică sau mergând pe jos pe stradă? Și oamenii, domnule președinte, că până la urmă se guvernează pentru oameni sau în favoarea oamenilor, n-ar trebui în defavoarea lor. Oamenii care așteaptă, nu știu, să le crească alocația la copii, să majoreze pensiile măcar cu blestemata aia de rata inflației, nu cu procentul amețitor cu care ar fi vrut guvernarea noastră să o facă. Oamenii aia ce fac? La un moment dat, acești oameni vor ieși pe stradă și vor îndepărta acest guvern. În cazul în care ei nu realizează că vor trebui să plece. Ați văzut, aia a ieșit ministrul mediului, că s-a întâlnit cu urși. Madame Clotilde nu fi ieșit prin sectorul 1 să întâlnească cu șobolanii, să ia așa măsuri. Poate îi omoare. Dom'le, știm cu toții, sunt parcuri întregi, mii de hectare în Africa, garduri electrice. Acum ce facem? Prezentăm prezența urșilor în zone populate, în loc să îngrădim perimetru cu garduri electrice ca să avem motiv să împușcăm? Motivul de împușcat și de scăpat e al lui Clotil. Să terminăm cu șobolanii din București. Păi și ce facem? Ne facem vânători de șobolani, ieșim cu sarbacana și cu arbaleta pe stradă, fiecare să-și împuște șobolanul aferent? Păi ne luăm capcane, ne punem cu toții, că stați, lucrurile astea se vor extinde din cauza doamnei Clotil. Așa trăim, așa guvernare, așa oameni au în administrația locală. Nu vedeți că e același lucru? Și la guvernare vorbim și de căpușe, și de șobolani, la fel vorbim și în administrație. Și de căpușe, și de șobolani, și de gunoaie. Oglinda este aceeași. Nu e nicio diferență între guvern și administrațiile controlate de către ei. Pot să vă dau o veste care vă va bucura sau nu, din punct de vedere economic? Categorii, nu am, sperăm să fie bună. Domnul Năsui tocmai a anunțat că vrea să scoată un mic pachet de acțiuni de test al Societății Naționale de Exploatare a Sării Salrom pe bursă. Ia ghiciți ce se va întâmpla. Nu, încă nu are cadru legislativ. Chiar dacă au dat acea ordonanță de urgență, dacă vor face acest lucru, categoric vor răspunde în fața legii. Eu înțeleg ce vor ei, să vândă toată această țară pe 2 lei, fiindcă nu au venituri la buget. Dar este o bătaie de joc. După ce am vândut
cupru, după să mergem la sare, vrem să vindem cecul, hidroelectrica. Exact când toată Europa, toate guvernele din Europa responsabile au luat hotărârea că nu trebuie să vândă în această perioadă, atât în pandemie cât și după pandemie. Pandemie care nu știm dacă în acest moment chiar a trecut. Păi că vine valul 4, Delta, Epsilon, am ajuns la tot alfabetul grecesc, domnul președinte. Da, ne uităm și noi ce se întâmplă și în Marea Britanie și în Israel și vedem că lucrurile nu sunt cum ni le prezintă domnul Cățu. Dar presupun că cum au făcut și cu alegerile, întâi trebuie să facă congresul PNL-ului și pe urmă să anunțe că morții. Știți că în fiecare zi ne anunță niște morți pe care trebuiau să-i anunțe înainte de alegeri. Da, niște morți pe care aveau pe inventar de anul trecut mulți dintre ei, domnul președinte. Da, bine, nu, cei pitiți de către domnul Orban ca să țină alegerile generale. Păi vedeți, și l-au dat afară pe bietul domn Voiculescu de la Ministerul Sănătății, care tocmai asta spunea, că au dosit 7.000 de morți. E, acum o să vedeți câți morți o să dosească ca să țină congresul la PNL. E absolut înspăimântător ce aud, domnule președinte. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi în această seară și vă aștept cu proxima ocazie în studio.